Bine v-am regăsit la pregătirea pentru admitere și pentru bacalaureat. Azi, din nou, rezolvări de teste grilă. Din comentariile și e-mail-urile pe care le primesc, rezultă că cei mai preocupați pentru admiterea care așteaptă sunt cei care vor candida la medicină. De asemenea, rezultă că cel mai dificil capitol este considerat termodinamica. De aceea, azi va fi vorba din nou despre termodinamică. Voi rezolva un set de 10 itemi, 3 de tip complement simplu, 3 de tip cauzalitate și 4 probleme. Iar pentru luna următoare am programat încă 2 videoclipuri dedicate testelor grilă, unul de optică și unul de curent continuu. Itemii pe care îi voi rezolva azi sunt printre cei propuși de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Să începem! Dacă într-o transformare adiabatică a unui gaz ideal monoatomic volumul scade de 8 ori, temperatura A scade de 8 ori, B crește de 4 ori, C crește de 2 ori, D crește de 8 ori, E scade de 2 ori. Într-o comprimare adiabatică, temperatura crește. Deci, răspunsurile A și E n-au cum să fie corecte. Mai trebuie să vedem de câte ori crește ca să alegem răspunsul corect dintre cele trei care au rămas, B, C și D. Ecuația lui Poisson spune că produsul P ori V la gamma într-o transformare adiabatică este constant. Dar pe noi ne interesează relația dintre volum și temperatură. De aceea folosim ecuația termică de stare P ori V egal cu mu RT pentru a-l substitui pe P. De aici rezultă pentru P mu RT supra V și atunci ecuația devine mu RT supra V ori V la gamma egal constant. Dar produsul mu ori R este constant. R prin definiție, constanta generală a gazelor, iar mu pentru că e vorba despre o transformare a unei anumite mase de gaz. Deci numărul de moli e constant în transformarea noastră, așa că produsul mu ori R poate fi înglobat în constantă și avem T ori V la gamma minus 1, gamma minus 1, egal constant. Adică putem scrie T1 ori V1 la gamma minus 1 trebuie să fie egal cu T2 ori V2 la gamma minus 1. Și pe noi ne interesează raportul T2 pe T1. T2 pe T1 este egal cu V1 pe V2, totul la gamma minus 1. Gamma, exponentul adiabatic din ecuația lui Poisson, este raportul dintre căldura molară la presiune constantă și căldura molară la volum constant. Și pentru că gazul nostru este monoatomic, avem pentru CP valoarea 5 pe 2R și pentru CV 3 pe 2R. Se simplifică R, 2 și găsim pentru gamma valoarea 5 pe 3. Și atunci T2 pe T1 va fi egal cu V1 pe V2. Volumul în această transformare scade de 8 ori, ceea ce înseamnă că V1 pe V2 este 8. Și la puterea gamma minus 1, dar gamma este 5 pe 3, minus 1 este 2 pe 3. Deci 8 la puterea 2 pe 3. Adică
adică T2 cu T1 este egal cu radical de ordinul 3 din 8 la puterea a doua. Adică radical de ordinul 3 din 64, care este 4. Deci răspunsul corect este B. Temperatura crește de 4 ori. Principiul al doilea al termodinamicii afirmă A. Nu se poate construi un perpetuum mobile de speța întâi. Principiul al doilea al termodinamicii nu se referă la perpetuum mobile de speța întâi. Deci nu este corect, pentru că principiul întâi ne spune că nu se poate construi un perpetuum mobile de speța întâi, nu principiul al doilea. B. Nu se poate construi un perpetuum mobile de speța a doua. Da. Una dintre consecințele principiului al doilea este tocmai faptul că nu se poate construi un perpetuum mobile de speța a doua, care ar fi un motor termic capabil să transforme integral căldura pe care o primește în lucru mecanic. Și atunci, pus în contact cu o sursă caldă, ar putea să ne dea lucru mecanic fără să aibă nevoie de o sursă rece. Deci B este răspunsul corect, dar e bine să discutăm și răspunsurile C, D și E ca să învățăm ceva din ele. Toate trei sunt adevăruri spuse pe jumătate. Și logica spune că un adevăr spus pe jumătate e minciună. Eu pot să zbor, e o minciună. Eu pot să zbor cu avionul, e un adevăr. Să vedem cele trei răspunsuri. Ce? Într-o transformare nu se poate transforma integral căldura în lucru mecanic. Principiul al doilea spune că într-o transformare ciclică nu se poate transforma integral căldura în lucru mecanic. Într-o transformare oarecare se poate, de ce nu? De pildă, transformarea izotermă, dacă avem o destindere izotermă, atunci toată căldura pe care o primește gazul se transformă în lucru mecanic, pentru că energia lui internă nu crește. D. Căldura nu poate trece de la un corp rece la unul cald. Din nou lipsește ceva. Principiul al doilea, într-una din formulările lui, spune că niciodată căldura nu trece de la sine, de la un corp rece la un corp cald. Dar avem acasă cu toții un aparat care obligă căldura, o forțează să treacă de la un corp rece la unul cald. Se numește frigider. E. Randamentul unui motor termic nu poate fi mai mare decât al ciclului Carnot. Din nou lipsește ceva. Randamentul unui motor termic care lucrează între două temperaturi date nu poate fi mai mare decât al unui ciclu Carnot care funcționează și el între aceste două temperaturi. Dacă nu știm nimic despre temperaturi, nu putem spune nimic nici despre randament. Randamentul unui motor termic care lucrează între două temperaturi foarte departe una de cealaltă, deci între două temperaturi a căror diferență este foarte mare, poate fi mai mare decât a unui ciclu Carnot care lucrează între două temperaturi a căror diferență este mult mai mică. Deci, răspunsul corect este B. Viteza de evaporare în volum nelimitat, și urmează 5 afirmații despre viteza de evaporare în volum nelimitat. Din păcate, întrebarea nu precizează dacă e vorba despre în vid sau în atmosferă gazoasă, dar văzând răspunsurile posibile, deducem că e vorba despre evaporarea în volum nelimitat în atmosferă gazoasă. În cazul unor astfel de întrebări, trebuie să ne gândim dacă avem sau nu o formulă legată de fenomenul respectiv. Și avem o formulă care ne permite calculul vitezei de evaporare în atmosferă gazoasă într-un volum nelimitat, cea pe care o vedeți acum. Să luăm pe rând întrebările, răspunsurile, de fapt,
A, nu depinde de suprafața liberă a lichidului. În formula noastră apare S, care reprezintă tocmai area suprafeței libere a lichidului sau suprafața lichidului care se găsește în contact cu atmosfera de deasupra lui. Deci, A nu e bun pentru că spune nu depinde, dar în formula noastră apare S, deci depinde de suprafața liberă a lichidului. B, depinde de presiunea atmosferică. În formulă, după cum vedeți, apare presiunea atmosferică, presiunea gazului în general de deasupra lichidului care se evaporă, deci B este răspunsul corect, depinde de presiunea atmosferică. C, nu depinde de viteza curenților atmosferici. Constanta K din această formulă se referă tocmai la curenții de deasupra lichidului. Depinde de cât de mult se mișcă sau nu se mișcă aerul sau mai general gazul de deasupra lichidului care se evaporă. Deci, depinde de viteza curenților atmosferici. D. Depinde de densitatea lichidului. Nu apare nicăieri în formula noastră densitatea lichidului. Deci, nu depinde de densitatea lichidului, cel puțin nu direct. E, nu depinde de presiunea vaporilor din atmosferă. În formulă apare presiunea vaporilor, PV. Cealaltă presiune, PS, este presiunea vaporilor saturanți ai lichidului nostru. Deci singurul răspuns corect, așa cum și trebuie, pentru că vorbim despre întrebări cu complement simplu, cu răspuns de tipul complement simplu, este B. Depinde de presiunea atmosferică. Acum să trecem la întrebări bazate pe relația de cauzalitate. Energia internă a unui gaz diatomic este mai mare decât a unui monoatomic, deoarece moleculele gazului diatomic au mai multe grade de libertate decât cele ale gazului monoatomic. Prima afirmație este din nou o afirmație din care lipsește ceva, pentru că energia internă a unui gaz se poate calcula cu relația U egal cu nu ori CV ori T. Așa că ea depinde și de numărul de moli. Deci nu putem spune, în general, energia internă a unui gaz diatomic este mai mare decât a unui gaz monoatomic, pentru că nu știm despre câți moli de gaz vorbim. Și nu știm nici temperatura la care se găsesc cele două gaze. Așa că prima afirmație este falsă. A doua, moleculele gazului diatomic au mai multe grade de libertate decât cele ale gazului monoatomic. Da, e adevărat. Tocmai de aceea, căldurile molare sunt mai mari pentru un gaz diatomic decât pentru un gaz monoatomic. Deci, prima relație fiind falsă, nu mai putem avea o relație de cauzalitate. Prima relație este falsă, prima afirmație este falsă, a doua este corectă, așa că trebuie să răspundem conform regulii cu D. Dacă un gaz efectuează lucru mecanic, temperatura lui scade, deoarece în orice destindere gazul se răcește. Dacă un gaz efectuează lucru mecanic, nu e obligatoriu ca temperatura lui să scadă. Dacă primește mai multă căldură decât cât lucru mecanic a efectuat, atunci temperatura lui crește. Deci, prima afirmație este falsă. A doua, în orice destindere gazul se răcește. E cam același lucru. Nu în orice destindere gazul se răcește. În orice destindere gazul efectuează lucru mecanic, e adevărat. Dar dacă se răcește sau nu, depinde de câtă căldură primește în cursul acestei destinderi. Deci și a doua afirmație este falsă și atunci, conform regulii noastre, răspunsul este E. Randamentul unui ciclu poate fi mărit mărind temperatura sursei calde sau micșorând-o pe cea a sursei reci, deoarece randamentul oricărui ciclu este mai mic decât 1. Randamentul unui ciclu poate fi mărit
fie mărind temperatura sursei calde, fie micșorând-o pe cea a sursei reci. E adevărat, pentru că randamentul depinde de cele două temperaturi între care funcționează mașina termică. Deci prima afirmație este adevărată, este corectă. A doua, randamentul oricărui ciclu este mai mic decât 1. Da, nu există randament supraunitar, nici o mașină termică nu ne poate da mai mult lucru mecanic decât câtă căldură a primit. De fapt, principiul al doilea ne arată că nici măcar atâta nu ne poate da. Așa că și a doua afirmație este corectă, dar nu există o relație de cauzalitate. Adică nu din cauza faptului sau datorită faptului că randamentul oricărui ciclu este mai mic decât 1, randamentul poate fi mărit mărind temperatura sursei calde sau micșorând temperatura sursei reci. Deci nu există o relație de cauzalitate între cele două afirmații, așa că răspunsul este B, pentru că sunt amândouă corecte. Să trecem la probleme. O eprubetă de lungime L egal cu 20 cm este cufundată cu gura în jos în apă, astfel încât nivelul apei este același în vas și în eprubetă, a 10-a parte din lungimea eprubetei fiind cufundată în apă. Cu câte grade trebuie încălzită eprubeta pentru ca să iasă aer din ea? Temperatura inițială este 27 grade Celsius, iar presiunea atmosferică este cea normală. Deci, temperatura inițială, T1, este 27 grade Celsius, ceea ce înseamnă că în scara Kelvin avem 27 plus 273, 300 Kelvin. Pentru că enunțul spune că nivelul apei în eprubete este același cu nivelul apei din exterior, asta înseamnă că presiunea din eprubetă este aceeași cu presiunea din exterior. Deci presiunea inițială a aerului este pe zero. Presiunea atmosferică normală, adică aproximativ 10 la 5 pascali. Deci cunoaștem pentru starea inițială temperatura, presiunea, dar volumul. Volumul, pentru că avem o eprubetă, deci avem un cilindru, este area bazei ori înălțimea, adică area secțiunii eprubetei, înmulțită cu înălțimea coloanei de aer. Deci volumul inițial, V1, este S înmulțit cu, enunțul spune că o zecime din eprubetă este cufundată în apă. Atunci 90 este lungimea coloanei de aer. Atunci S trebuie înmulțit cu 9 pe 10 din lungimea eprubetei. Avem deci parametrii pentru starea inițială. T1, P1 și V1. Dar în starea finală, dacă vrem ca aerul să înceapă să iasă din eprubetă, înseamnă că vrem ca aerul să umple întreg volumul eprubetei. În starea finală înseamnă că volumul va fi V2 egal cu S ori L. L este lungimea eprubetei. Iar presiunea în starea finală, din moment ce avem acum o denivelare, așa cum vedeți în desen, nivelul apei în eprubetă e mai jos cu 2 cm, a 10-a parte din lungimea eprubetei față de nivelul apei din exterior, înseamnă că presiunea în interior este mai mare decât presiunea din exterior, cu presiunea hidrostatică produsă de această denivelare a apei. Deci P2 va fi presiunea inițială P0 plus presiunea hidrostatică ρ ori G ori H scriem în general, dar aici putem scrie ori L supra 10, pentru că atât este denivelarea, diferența de nivel dintre
apa din exterior și apa din interior. Și ceea ce trebuie să calculăm este temperatura în această stare în care volumul aerului a devenit S ori L, iar presiunea aerului din eprubetă a devenit atât cât am scris aici. Să calculăm cât este presiunea P2. P2 este P0 10 la 5 pascali plus ρ densitatea apei 1000 de kilograme pe metru cub, dar nu scriu unitatea de măsură, voi avea grijă ca unitatea de măsură pentru acest produs să fie pascalul, ori g mic 10 metri pe secundă la pătrat, deci ori 10, mai pun un 0 aici, înmulțit cu L pe 10. Ei, aici trebuie să avem grijă, dacă vrem să obținem în pascali rezultatul, adică newton pe metru pătrat, trebuie să luăm lungimea în metri. Lungimea eprubetei este 20 de centimetri, ceea ce înseamnă 0,2 metri și pentru că mai am împărțit la 10, 0,02, deci înmulțit cu 2 ori 10 la minus 2 și acum acest produs este exprimat tot în pascali. Presiunea pe 2 va fi atunci, aici voi avea 200, deci 2 ori 10 la 2, și atunci pot să scriu 1000 ori 10 la 2 plus 2 ori 10 la a 2 pascali, adică 1002 ori 10 la a 2 pascali. Presiunea în starea finală a gazului din eprubetă. După cum observați, toți parametrii se schimbă. Și temperatura, și presiunea, și volumul înseamnă că avem o transformare generală și atunci putem scrie P1 V1 supra T1 este egal cu P2 ori V2 supra T2. Și acum trebuie să îl exprimăm pe T2 și să facem calculele. Din această relație rezultă că T2 este T1 înmulțit cu P2V2 supra P1V1. Adică T2 va fi T1 300 Kelvin înmulțit cu, aici n-are rost să scriu unitățile de măsură, pentru că acest raport este adimensional și am aceleași unități de măsură pentru P1 și P2, respectiv pentru P1 și P2, ceea ce înseamnă că am P2, ați văzut că valoarea lui P2 a fost 1002 10 la a 2 pascali, V2 este S ori L supra P1, care a fost 10 la 5 pascali, înmulțit cu V1 S ori L înmulțit cu 9 pe 10. Deci 9 pe 10 S ori L. Produsul S ori L se simplifică aici, de asemenea, și T2 va fi atunci 300 Kelvin înmulțit cu 1002 ori 10 la a 2 supra 9 ori 10 la a 4. Deci T2 fi 300 Kelvin înmulțit cu 1002 supra 900.
după ce simplific puterile lui 10, se simplifică 300-900 și găsesc în final că T2 este 1002 supra 3. Adică 3 în 10 de 3 ori, 3 în 10 de 3 ori, 3 în 12 de 4 ori, 334 Kelvin. Și pentru că temperatura inițială a fost 300 de Kelvin, înseamnă că trebuie să mărim temperatura cu 34 de Kelvin. Și pentru că e vorba despre o diferență de temperatură, putem la fel de bine să spunem 34 de grade Celsius. Așa că răspunsul corect este A. Un mol de gaz poate ajunge din starea inițială în starea finală caracterizată de același volum, V2 egal cu V1, fie prin procesul 1-3-2, fie prin procesul 1-4-2. Cantitatea de căldură mai mare este A, Q132, B, Q142, C, Q132 egal cu Q142, D, dependentă de volum, E, dependentă de presiune. Aici nu va trebui să facem niciun calcul, nici nu prea am avea ce, dar ca să găsim care este răspunsul corect, trebuie să știm două lucruri. Primul, lucrul mecanic efectuat într-o transformare reprezentată într-o diagramă Clapeyron-Mendeleev, adică o diagramă PV, cum este cazul nostru, este numeric egal cu area dintre linia transformării și axa volumului. Veți vedea imediat cum aplicăm acest lucru în rezolvarea problemei noastre. Și doi, atunci când un gaz își mărește volumul, efectuează lucru mecanic, deci în acest caz lucrul mecanic este pozitiv, gazul împinge ceva, lucrează atunci când își mărește volumul. În schimb, când volumul unui gaz scade, se efectuează lucru mecanic din exterior asupra gazului, deci în acest caz lucrul mecanic este negativ. Asta este din cauza că un gaz nu își poate micșora singur volumul. Un gaz nu poate decât să împingă, nu poate să tragă. Gândiți-vă la un gaz închis într-un cilindru cu piston. Moleculele gazului lovesc pistonul și îl împing și dacă pot, îl mișcă, efectuând lucru mecanic. Dar moleculele nu pot să tragă de piston pentru a micșora volumul gazului. Volumul gazului se poate micșora numai dacă împinge ceva pistonul din exterior, adică dacă se efectuează din exterior lucru mecanic asupra gazului. Din cauza asta, dacă un ciclu este parcurs în sens orar, în sensul acelor de ceas, așa cum vedeți în desen, lucrul mecanic pentru ciclul este pozitiv, iar dacă este parcurs în sens antiorar, lucrul mecanic pentru ciclul este negativ. Dacă nu înțelegeți de ce, priviți, vă rog, aceste două desene pentru cazul în care ciclul este parcurs în sens orar. Se vede ușor că lucrul mecanic negativ pentru transformarea BA este mai mic, observați aria, în modul decât lucrul mecanic pozitiv, cel pentru transformarea AB, ceea ce înseamnă că lucrul mecanic total pentru acest ciclu este pozitiv. Sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic. Acum să ne întoarcem la întrebarea noastră. Lucrul mecanic pentru transformarea 1-3, volumul scade, este negativ și mai mic în modul decât lucrul mecanic pentru transformarea 3-2, care este pozitiv, pentru că acolo volumul crește. Deci lucrul mecanic pentru transformarea 1-3-2 este pozitiv. Un raționament similar ne arată că lucrul mecanic pentru transformarea 1-4-2 este negativ. Dar principiul întâi spune că putem calcula căldura prin suma delta U plus L. Iar delta U este aceeași pentru cele două procese despre care vorbim. Pentru că plecăm din aceeași stare și ajungem în aceeași stare, iar energia internă este o funcție, o mărime de stare. Și atunci putem scrie Q132 este delta U plus L 132
În timp ce Q1, 4, 2 este tot delta U, dar plus L, 1, 4, 2. Și pentru că L, 1, 3, 2 este pozitiv, în timp ce L, 1, 4, 2 este negativ, rezultă atunci evident că avem relația Q, 1, 3, 2 mai mare decât Q, 1, 4, 2, ceea ce înseamnă că răspunsul corect la întrebarea cantitatea de căldură mai mare este care este cantitatea de căldură mai mare, este A, Q, 1, 3, 2. Într-un gaz diatomic, o fracțiune F din numărul total de molecule sunt disociate. Căldura molară izocoră a amestecului rezultat este. Avem, deci, un gaz diatomic, dar o fracțiune din numărul total de molecule, o fracțiune F, ceea ce înseamnă și o fracțiune din numărul total de moli, pentru că numărul de moli este proporțional cu numărul de molecule, este disociată. Această fracțiune este disociată. Dacă avem F ori nu moli de gaz disociat, rezultă de două ori F ori nu atomii. Pentru că avem un gaz diatomic și din fiecare moleculă se obțin doi atomi. Și rămân 1 minus F înmulțit cu nu molecule. Așa că vom avea 2 F ori nu moli de gaz monoatomic și 1 minus F ori nu gaz diatomic. Și trebuie să calculăm căldura molară izocoră a amestecului rezultat. Când avem un amestec, căldura molară a amestecului este nu 1, ori căldura molară a primului gaz, plus nu 2, ori căldura molară a celui de-al doilea gaz, supra numărul total de moli, adică nu 1 plus nu 2. Și atunci, în cazul nostru, vom avea nu 1 este 2F ori nu, înmulțit cu căldura molară, dacă avem atomi, înseamnă că avem un gaz monoatomic și căldura molară la volum constant este 3 pe 2R plus nu 2 este 1 minus F ori nu, molecule, deci aici am un gaz diatomic și atunci căldura molară la volum constant este 5 pe 2R și totul supra nu 1 plus nu 2, adică 2F nu plus 1 minus F nu. Se vede că nu apare peste tot, îl putem simplifica și pe R îl putem da factor comun. De aici rezultă C egal cu R înmulțit cu, aici avem 3F plus 5 minus 5F supra 2 și totul supra 2F minus F este F, 1 plus F. Adică R înmulțit cu 3F ori 2, 6F, ca să aduc la același numitor, 6F minus 5F este F, deci am la numărător 5 plus F supra 2, totul supra 1 plus F și atunci în final am pentru căldura molară R înmulțit cu 5 plus F
supra 2, pe lângă 1 plus f. Ceea ce înseamnă că rezultatul corect, răspunsul corect, este D. La desublimarea unui gram de vapor de apă, presupusă reversibilă, la temperatura de minus 13 grade Celsius, variația entropiei este. Ni se dă căldura latentă specifică de topire, lambda topire, 330 de kilojoule pe kilogram, și căldura latentă specifică de vaporizare, lambda vaporizare, 2,2 megajoule pe kilogram. Atunci când trebuie să calculăm variația de entropie într-un proces care are loc la temperatură constantă, cum e cazul nostru, totul se întâmplă, zice enunțul, la minus 13 grade Celsius, e foarte ușor de făcut acest lucru, pentru că în acest caz variația entropiei este Q supra T. Deci va trebui să calculăm căldura pe care o schimbă acel gram de apă, e vorba despre un gram de apă, cu exteriorul atunci când desublimează. Căldura latentă de desublimare, lambda D, să zicem, este suma dintre căldura latentă specifică de condensare și căldura latentă specifică de solidificare, care nu ni se dau, dar căldura latentă specifică de condensare este aceeași cu căldura latentă specifică de vaporizare. Deci aici am egal cu lambda de vaporizare, iar căldura latentă specifică de solidificare este aceeași cu căldura latentă specifică de topire. Lambda topire. Și atunci lambda de desublimare va fi suma celor două călduri latente specifice care ni se dau, adică 2200 de kilojoule pe kilogram plus 330 de kilojoule pe kilogram, adică 2530 de kilojoule pe kilogram. Căldura latentă specifică de desublimare. Și acum putem calcula căldura. Căldura va fi M ori lambda de desublimare. Adică va fi 10 la minus 3 kilograme, pentru că avem un gram, înmulțit cu 2530 ori 10 la 3, ca să fie joule pe kilogram. Kilogram se simplifică, 10 la minus 3 se simplifică cu 10 la 3 și găsim pentru căldură. Atenție, această căldură din punct de vedere termodinamic este negativă. Sistemul pierde căldură. Atunci când apa desublimează, se degajă căldură. Deci va fi minus 2530 de joule. Și atunci variația de entropie, delta S, va fi minus 2530 de joule supra temperatura la care are loc procesul, este minus 13 grade Celsius, adică 260 de Kelvin. Și dacă faceți împărțirea, veți vedea că obținem aproximativ 9,7, și dacă ținem seama și de semnul minus, avem ca răspuns corect E, minus 9,7 joule pe Kelvin, variația de entropie în acest proces de desublimare. La revedere!